Azi e o zi specială. Este ajunul de Crăciun. Este 24 decembrie și am aici o ființă dragă mie, cu care am rămas în concurs, am rămas în finală, stimată ființă. Pentru că a venit moșul în persoana mea. Ți-am pregătit o surpriză. Hop! Hop! Mulțumesc! Vezi ce e acolo? Îmi vine să cred că e ajunul Crăciunului. Uitam și afară, soare, lumină, iarbă, căldură. Aseară am conștientizat că astăzi e ajunul. Până aseară nu mi-am dat seama efectiv cum a trecut timpul. Nu mă așteptam să primesc un cadou de la Ștefan. Nu cred așa ceva. Te știu, cu fulorașe, da. Te știi. Așa. Alexandra a devenit unul din prietenii mei. Mai am o surpriză pentru tine. Nu știu cum ai să faci, dar în orice caz îți doresc să faci și tu același lucru pe care l-am făcut eu pentru mine, pentru plăcerea mea. Și vine un LP, da? Și aici e o piesă care se numește... Strânge-mă în brațe. Ok. Partea cea mai frumoasă a cadoului este un disc de-a lui, pe care este imprimată și piesa noastră de duet. Și eu o să-ți scriu pe discul ăsta. Nu vreau să te uiți acum. O să te uiți după miezul nopții și o să fie chiar de Sfântul Ștefan, știi? După 12 noaptea, de pe 26 pe 27. Pe 27 este ziua mea, Sfântul Ștefan. Cel mai frumos cadou ce poate să fie de Sfântul Ștefan decât să câștige Alexandra X Factor. Sunt foarte mândru de tine. Sunt extrem de mândru de tine. Ești un om deosebit. Iar vocea, îi mulțumesc lor de sus. Ești genul de artist pe care îl recunosc după două măsuri. Știu cine e. Iar în momentul în care o să te cunoască toată țara asta așa cum meriți, trebuie doar să cânți. Asta e tot. Și la sfârșit, în loc să semnezi acte notariale, semnezi contractele tale. Ai înțeles? Și, nu știu, m-am emoționat foarte tare. Mai ales că mi-a spus niște cuvinte foarte frumoase. A spus că e mândru de mine. M-a lăudat. Și l-am dat mai un pic și plângeam. Vreau să ai sala aia de care am vorbit într-un material plină ochi. Vreau să ai genul ăsta de discuri, ăsta formatul ăsta îl scos pentru sufletul tău, restul vezi ce faci. Ce cadou îmi doream eu, am zis acum câteva săptămâni, am și pus pe o rețea de socializare o poză cu Ștefan din concert și am spus că atât mai vreau doar un Crăciun cu tine la X Factor. Și vreau, mi-aș dori din suflet, să câștigi finala asta pentru că o meriți. Doamnește! O meriți. Dacă și cei de acasă vor considera că meriți să câștigi, cu atât mai bine. Pentru că de data asta votează numai ei. Baftă multă, ne vedem mulțumesc, în finală, oameni buni. Mulțumesc.